10 unități școlare și un club al elevilor de pe raza localităților Victoria, Mândra și Sâmpetru sunt de luni în scenariu roșu de învățare. 100% online a intrat tot de ieri și Colegiul Național April Laioș din Brașov pentru 14 zile. Decizia a fost aprobată ieri în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Asta pentru că incidența cumulativă a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a depășit valoarea de 3 la 1000 de locuitori în Victoria, Mândra și Sâmpetru. Cu această nouă măsură, numărul unităților școlare, a căror activitate a trecut în scenariul roșu, a ajuns în județul Brașov la 26, cu impact asupra a 6.920 de elevi și 346 de cadre didactice. Tot în ședința Consiliului Județean pentru Situații de Urgență de luni, s-a mai decis ca populația să fie avertizată asupra incidenței cumulate prin mesaje ro-alert. Asta însă doar în acele localități unde este depășită valoarea de 1,5 la mie. Tot în ședința Consiliului Județean pentru Situații de Urgență de astăzi s-a aprobat cu vot unanim propunerea ca localitățile cu incidență cumulată de peste 1,5 la mie de locuitori să fie integrate în sistemul RO-Alert pentru a se avertiza populația să se respecte regulile de protecție sanitară, a transmis Prefectura Brașov.